de izlaz, izlazul moștenirii din Moș Strămoș, care ne-a fost luată cu ani de zile în urmă. Aici ne-am crescut, aici mi-am crescut animale și m-am crescut aici. Și ne-a fost luat și a intrat în princilege, nu știu, în domeniul primăriei. L-au scos la licitații fără să ni se spună, fără să fim anunțați. Asociația am făcut-o în ideea de a ne câștiga drepturile ca asociații și ca oameni care vrem să facem și să avansăm în ceva. Pe lângă mine sunt atâția tinerezi din sat care vor, au avut animale, le-au vândut, că dacă n-ai unii să le paști și n-ai unii să le duci, ce-i asta? Toți ți se dă în cap. Ni s-au obturat orice drept, orice a fost a nostru. Nu putem să călcăm, nu putem să ieșim, ba mai mult decât atât. Noi, ca cetățeni, dacă concesionăm o suprafață de teren de la primărie, așa cum este legal, noi o plătim de la 10 până la 400 de euro, ca oameni de rând. Lui domnul Abduli s-a făcut întotdeauna reduceri și acte adiționale, e în acte adiționale din două în două săptămâni, și asta o putem dovedi cu hârtii, și s-a redus redevența, că s-ar face o investiție, că ar fi piscicultură, pescuit sportiv, dar nici pe departe. Totul s-a transformat în agricultură. Am animale de 43 de ani și înainte cu CAP-uri le-am avut, dar poziția care o avem la ora actuală nu se încadrează nici cu aia din înainte de Revoluție, cu asta e cu atâta mai aspru. Suntem prima comună din județul Tulcea care nu putem să creștem animalii datorită lipsii de izlaz. În hârtie avem 1800 de hectare care ne le-a spus primăria, dar în efectiv nu avem nicio palmă de pământ. Pământul din acest izlaz a fost dat la persoane care n-au niciun animal, n-are nici găină în curte. La un timp am fost nevoit de a mai redus din animale datorită faptului că nu avem pășuni. Domnul primar Ștefan Ilie de câte ori ne-a dus la dânsul, ne-a spus ne constituim într-o asociație. Iar noi ne-am constituit în asociație. Când am fost la dânsul și a văzut care-i treaba, când mai depuneți o cerere. Când am depus cererea, dânsul ne-a spus, dacă vreți să creșteți animale, să vă cumpărați pământ. L-am întrebat, păi noi avem izlaz, nu te doare capul pe mata de izlaz. Ăla noi l-avem concesionat la oameni din sat, chiar care are o găină, vrea și el să iasă la izlaz cu o găină. Nu, este un abuz că primarii la ora actuală, nu numai la noi în sat, sunt dumnezeii satelor și a orașelor. La Lungavița este o, nu știu cum să spun, ieșit din comun ce este cu acest om. A spus că el este Dumnezeu în satul ăsta. Primarul Ștefan Ilie. Am fost la el, am fost dat afară din primărie, i-am spus, aici nu scrie primăria Ștefan Ilie, iesa Ștefan Ilie. A spus, nea, mate, ieși afară că eu iau mâna pe mata și nu ai să mai ai niciun drept în satul ăsta. Tata a dormit în ploaia de gloanții la Rusia, în război. Și am zis să ne apărăm glia și patria. Nu putem cu acest om. Ei n-au avut din tată piu nicio găină în curte. Am încercat tot timpul să pun la dispoziția crescătorilor de animale, pe principiul concurenței și a legislației în vigoare, terenuri care erau libere de sarcini. Chiar familia Stoica are însumat undeva la 60 de hectare pe care le-a concesionat la momentul când erau libere de sarcini. Produce furaje pe timpul anului, nu face pășune, vinde furaje pe timpul iernii. Practic n-ar trebui să vândă dacă nu le este de ajuns pășunea. Sunt convins că pot exista mai mulți crescători de animale care să aibă nevoie de terenuri, dar trebuie să se limiteze la cât avem și noi liber. Mai mult pot concesiona, pot arenda, pot închiria terenuri de la persoanele private, pentru că an de rândul au pășunat terenurile cetățenilor fără a avea forme de contract cu aceștia și sunt convins că există locuitori care le pot pune la dispoziție în baza unor contracte terenurile rămase libere. Când
apar terenuri libere la noi, primăria urmează proceduri de a scoate la licitație. Deci asta nu știm cine câștigă, pentru că noi, dacă ar mai fi o bucată de pământ și am cerut, a spus liber de sarcină, și am cerut-o ca crescători de animale, să ni se atribui, să o întreținim, să încaseze și primăria, să ne putem lua și noi subvenții, întotdeauna ni s-a spus, aveți răbdare, nu se poate, așteptați, nu se vrea. Ăsta e punctul final. Cine v-a spus asta? Domnul primar. Am făcut meeting-uri, am cerut drepturile crescătorilor de animale, să ne dezvoltăm, să accesăm niște fonduri, nu s-a putut, nu s-a vrut. În final a spus, cât v-ați bate, cu mine nu vă puteți bate. Am câștigat și acum nu vor să ne pună în posesie cu izlazul. Deci ați câștigat cu sentință definitivă. Definitivă și irevocabilă. Mai avem 219 hectare la Ron Silva, pe care le-am câștigat și nu vor să ne pună nici acolo, spunând că nu le dă voie garda forestieră ca să ne pune în posesie. Toate acuzele pe care mi le-au adus crescătorii de animale se regăsesc în soluțiile instanțelor de judecată care s-au finalizat în acest an. Am fost acuzat de abuz de putere, abuz în serviciu, fals și urs de fals, pentru că nu pun la dispoziție terenuri cetățenilor crescători de animale sau pentru că am schimbat destinații ale terenurilor. Iar instanțele de judecată mi-au dat dreptate în sensul că le-au respins atât în primă instanță cât și în celelalte forme de apel toate acuzele pe care mi le-au adus. De asemenea, s-au adresat și la instanța civilă, dând în judecată primarul Comunei Lungavița și Consiliul Local, tot pentru anularea unor contracte de concesiune și au pierdut de asemenea atât pe fond cât și în sentințele, la instanțele celelalte. Definitiv și irevocabil, orice formă de acuză pe care am avut-o din partea dumnealor a fost respinsă de instanțele judecătorești. Am vândut oile din cauza pe șoseaua asta pe aici, umblam. Treceau oamenii cu mașinile, spuneam, băi, dar n-ai înaptat, dar unde să mă duc? Mai aveam și 80 de capre și unde eram să mă duc? Le-am vândut. Am 6 copii, am mai... ce fac? Când fugeam, că trece omul de oile, le scăpam dincolo. Le scăpam dincolo, vinea omul, ce faci, mă? Unde să mă duc, mai frate? Și acum unde să ne mai ducem noi cu animale? Decât pe piatra asta aici și pe marginea asta care o vedeți și dumneavoastră. Și ne ducem la bal, la deal, să observați dumneavoastră că sunt și ueșchioape datorită la piatra asta. Foarte greu dacă mi se coace picioarele pe șoseaua asta. Dacă pas pe șosea, de unde e izlaz? Și animalele? Animale suferă și ele. Nu avem izlaz, te prinde pe dic, te amendează, te prinde la... Ocol iar te amendează, n-ai unde. Umblăm și noi pe unde putem. Izlaz nu este și nu există. De ce nu există? Întrebăm de ce, pe ce să întrebăm? Întrebați primar. Ce mă întrebați pe mine? Eu nu știu nimic.